Eveniment de marcă vineri la Craiova pentru lumea medicală românească. Universitatea de Medicină și Farmacie a lansat un tratat de chirurgie pediatrică. La eveniment a participat și medicul Irinel Popescu, sub a cărui îndrumare a fost editată lucrarea. Acest tratat se adresează în primul rând celor aflați în perioada de formare. Scopul major pe care se propune este ca rezidentul sau specialistul tânăr care are nevoie de un refer atunci când se află în fața unui caz dificil sau când dorește să-și îmbogățească cunoștințele într-un anume subiect, să aibă de unde să o facă. Și în anii care s-au scurs de la apariția ediției precedente, am avut ocazia de multe ori să stau de vorbă cu astfel de tineri care mi-au spus cât de mult au așteptat o asemenea carte. Sunt mai bine de 4 decenii de când Craiova Medicală încearcă să mențină un standard ridicat, nu numai în domeniul activității sanitare, dar mai ales în domeniul educației universitare. Și spunem noi că am reușit acest lucru cu precădere, mai ales în ultimii 10 ani. Îmi doresc să readresez în continuare o invitație de a continua această activitate publicistică de prestigiu, favorabilă în primul rând pregătirii colegilor noștri mai tineri, dar și perfecționării noastre, celor care avem ceva experiență în domeniul medicinii. Coordonatorul lucrării a fost profesorul Corneliu Sabetai, care a ținut să puncteze contribuțiile majore ale colegilor din mai multe orașe ale țării: Constanța, București, Timișoara, Iași, Galați și Craiova. Tratatul mai conține de asemenea și articole ale unor medici din Europa și Statele Unite ale Americii. De altfel, Centrul Universitar din Bănie a organizat cele mai multe conferințe naționale și internaționale de chirurgie pediatrică din întreaga țară. Tratatul a fost lansat la editura Academiei Române și poartă amprenta unor doctori de renume precum Alexandru Pesamosca. Acest tratat de chirurgie aici este pentru întreaga Universitate de Medicină și Farmacie din Craiova un moment festiv. Este un moment festiv pentru că dacă aici s-au produs atât de multe cărți și reviste care s-au scos, și acest tratat de chirurgie, poate un prim tratat în cadrul chirurgiei la Craiova, care noi l-am făcut în totalitate, chirurgii pediatri, reprezintă un lucru de onoare pentru noi și pentru noi toți împreună.